viața noastră. Spuneți-mi dacă v-ați simțit vreodată ca un actor pe scenă, dacă ați simțit în viața voastră că în anumite situații, în anumite contexte, parcă ați juca un rol. Da. Da? În regulă. Astăzi, în discursul meu, am să ating următoarele puncte. Am să vă spun ideea de rol, ce înseamnă un rol, cum se face schimbarea de rol în funcție de context, care sunt oportunitățile atunci când știi cum să te detașezi de un rol. Să începem mai întâi cu ce anume înseamnă un rol. Cei mai buni actori pe care îi cunoaștem și despre care am auzit eu, am înțeles că se documentează foarte bine înainte de a juca un rol. Și cei care reușesc să intre foarte bine în pielea personajului și să nu mai fie ei însuși, să-l confunzi total cu personajul respectiv, aceia sunt cei care câștigă Oscarul. Ceilalți ajung să câștige Zmeura de Aur, da, sau așa ceva, în momentul în care personalitatea lor transpare acolo. Acum să revenim în viața de zi cu zi și să vedem cum putem folosi lucrurile acestea. Eu însă mi-am văzut că zi de zi, în funcție de context, parcă mă port ca o altă persoană, parcă joc un rol. Dimineața când mă trezesc, în familie, sunt așa răsfățată, alintată, îmi zic așa, n-am chef, mi-e somn de dimineață. Vă spuneam că sunt învățătoare. În momentul în care a sunat clopoțelul și am intrat în clasă, deja mă simt ca un actor pe scenă, deja sunt cu totul altcineva. Sunt fermă, sunt organizată, totul se întâmplă într-un alt fel decât aș fi fost atât. Iar schimbarea de context se manifestă, de exemplu, în pauze, când sunt puțin mai relaxată sau și copiii vin și mi împărtășesc lucruri pe care le-au făcut un weekend sau altceva, deci atunci simt și ei o anumită relaxare. Reușesc să mă detașez foarte bine în funcție de context, încât, de exemplu, grijile de la școală și ceea ce mă preocupă acolo, să le las cu un tramvai sau cu ce mă duc acasă. Și în momentul în care sunt acasă, încerc să nu mă mai gândesc la asta, sau când sunt în grupul de prieteni, nu mă mai gândesc la așa ceva. Cel mai interesant este ceea ce mi se întâmplă, de exemplu, în weekend. Când plec în weekend din București, în drumul spre casă, parcă sunt cu totul alt om, iar când mă duc la mine în familie, sunt cu brăzlea cea mică, mă port acolo ca copilul răsfățat, ca sora cea mică a familiei. Și în felul ăsta mă văd și ceilalți din familie. Ce se întâmplă aici este că uneori intrăm atât de bine în rolurile cu care am fost învățați, da? Deci sunt două aspecte ale acestei schimbări de rol. Pe de o parte, noi rămânem fideli rolurilor cu care am fost însărcinați de mici, da? Cum se întâmplă în familie. Pe de altă parte, răspundem și așteptărilor celorlalți față de vis-a-vis de noi. Adică mama o vede într-un fel, copiii din clasă mă văd în alt fel. Și încă un lucru foarte interesant legat de copii, deci de felul cum oamenii te percep într-un rol și pentru ei rămâi acela din rolul respectiv, este că într-o bună zi, după ce lucram de vreo 2 ani împreună, la o lecție am început să le povestesc copiilor despre părinții și familia mea. Și a fost un soi de wow, doamne, copilul cuiva, are și părinți. Și le vedeam așa, mă priveau cu admirație, cu nesat, așa, citeam uimirea în ochi. Uneori, nici noi, în funcție de context, nu reușim prea bine să ne ieșim din rol. Am o prietenă inginer și de fiecare dată când îi povestesc un banc sau o poantă sau o întâmplare, simt nevoia, nu știu de ce, să despic firul în patru și să-i explic ca și cum ar fi un copil mic. Și tot timpul se uită la mine și zice, ok, am înțeles, nu e cazul să ne explici ca la cei mici. Iarăși, o schimbare de rol foarte interesantă în viață, care mă uimește pe mine foarte mult. Da, hai să vă postez într-un film cu mafioți, da? Era nașul, care avea tot orașul la picioare, toată lumea se supunea. În momentul în care a mers în vizită la mama lui,
ajunge să se poarte ca un copil timid care are 7 ani, da? Și nu avea prea să spună nimic. Lucrurile astea le vedem și în viața noastră, cum oameni care conduc, au funcție de manager important, soț responsabil, ajunge în casa mamei și acolo nu reușește să spună nimic sau nu își afirmă părerile, contrar felului în care era perceput de ceilalți. Uneori, vă spuneam, apar și anumite confuzii de rol. Da? De exemplu, am cunoscut o doamnă care era tot așa un manager important, conducea o firmă importantă, avea foarte mulți bărbați în subordine și nu reușea să aibă o relație în plan personal, tocmai pentru că avea tendința să se poarte cu oamenii din viața ei ca și cum ar fi la serviciu, adică dădea ordine, vorbea tare. Se pare că în astfel de situații trebuie să ne facem o ancoră și anume să ne comutăm de pe rolul și funcția de șef pe acela de femeie, de partener, familie, așa cum numește. Lucrurile astea le putem face conștient. Deci atâta timp cât noi conștientizăm în momentul respectiv, da? Că sunt în rolul ăsta, ne putem ajuta, da? Cu anumite ancore sau comutatoare, da? Să, în momentul de exemplu, cum vă ziceam, fie uneori se întâmplă automat pentru că schimb contextul, da? A intrat în casă, gata, au dispărut grijile. De aceea, de exemplu, multe cupluri apar probleme pentru că ei își aduc problemele de la serviciu, acasă și se ceartă și rămâne stresat fiecare dintre ei cu ce are de făcut și nu reușește în situația respectivă, da, să se detașeze și să se poarte cum ar trebui. Să vedem cum putem folosi această conștientizare zi de zi în viața noastră. În primul rând, când ne confruntăm cu o situație dificilă, cred că ne putem imagina că suntem altcineva sau să jucăm puțin un rol. Aș putea să vă dau un exemplu, cazul unui om care e șomer, da? Necăjit, vai de el, nu știu ce, dar în momentul în care se duce la un interviu pentru un job, se îmbracă și ia costumul cel mai frumos și se duce la interviu și joacă rolul ca și cum ar fi, sau chiar este expertul în domeniu, da? Uitând de toate necazurile pe care le are acasă. Un alt fel în care putem folosi această schimbare de rol este în momentul în care avem de luat o decizie dificilă și nu știm ce să facem și ne putem gândi la, nu știu, o persoană pe care o admirăm sau ce ar fi zis, nu știu, bunica, mama sau, nu știu, idolul nostru în cazul respectiv. Important este să vedem aceste confuzii de rol. O confuzie foarte interesantă de rol, în care n-ar trebui să cădem, de exemplu, este în familie, se spune că fiecare copil, de exemplu, are nevoie și de mamă și de mămică, nu știu dacă ați auzit conceptul, și de tată și de tătic. Tata și mama sunt cei care impun regulile și au autoritate. Mămica și tăticul sunt cei care se joacă, sunt tandri, sunt cei jucăuși. S-a experimentat faptul că în familiile în care tatăl e doar prieten, da, și nu reușește să impună reguli stricte sau clare, de exemplu, era un exemplu, am văzut un film în care se ducea cu el, tatăl se ducea cu el în club, la discotecă, așa, și își asuma numai partea asta distractivă. Copilul având probleme în a asuma responsabilități, de exemplu, în acest caz. Iarăși, în viața de zi cu zi, o confuzie de roluri foarte interesantă apare în momentul în care avem prieteni la serviciu. La serviciu, o doamnă care, să zicem, este șefă, are prietene cu care iese la shopping sau cu care se întâlnește și în timpul liber și ar trebui foarte clar distinse rolurile. Adică, la serviciu, da, ne purtăm profesional, nu știu, avem de făcut asta, când ieșim, ne purtăm altfel și avem alte lucruri. De exemplu, eu am o colegă cu care am, nu știu, 3 tipuri de relații, de exemplu. Unii e colegă de serviciu și discutăm aspecte profesionale, unii e prietena timpul liber și, întâmplător, o să zic că mie și clientă prin faptul că copilul ei e la mine în vasă. Și atunci, de fiecare dată când am ceva de discutat cu ea, mă poziționez în rolul în care
trebuie să vorbesc. Adică, acum îți vorbesc în calitate de colegă, da? Și îți cer sfatul pe povestea asta, sau, da? Prietena mea, vrei să-mi dai un sfat despre? Sau ne apelăm cu doamna Monica, fiul dumneavoastră, nu știu ce a făcut asta, sau... Sau ea zice, domnul și-a învățătoare, să știți că... Bun, cam în felul ăsta apar confuziile de rol. Mai există și o schimbare de rol în sens negativ, pe care ar dori să o punctez la acest lucru. Data trecută, la cei care au fost la prezentarea public speaking, a vorbit o colegă despre abuzat și abuzator. E foarte interesant cum se manifestă și aș dori să dau ceva aici, cum omul care la serviciu este stresat și frustrat de către șef se duce acasă, își bate nevasta pe sistemul ăsta acolo, bate nevasta, la rândul ei doamna bate copilul și copilul la rândul ei lui chinuie câinele. Deci o propagare, deci în caz de neputință în anumite situații se refugiază în sensul acesta. Bun. Deci, am vorbit despre schimbarea de roluri, confuzia de roluri, da? Se înclare conceptele despre ce, da? Cum a fost? E ok? Aș vrea, în final, să rămâneți cu următoarea întrebare, să vă gândiți foarte bine voi în filmul cui jucați, dacă sunteți regizorul propriei vieți sau dacă rolurile pe care vi le asumați sunt date de altcineva sau unde aveți din copilărie, referindu-mă aici, de exemplu, la copilul care, să zicem că este talentat la pictură sau desen sau e un bun muzician, dar nu m-ar pune de mic să fie, îi spunem că să fie doctor sau avocat și atunci intră în rolul acesta și nu își urmează pasiunile. Da? Deci gândiți-vă foarte bine dacă sunteți regizorul propriei vieți și filmul cui jucați. Vă mulțumesc!